Cum puteți profita mai bine de weekend dacă nu la aer curat și cu mâncare bună? Iar cum micii și fripturile sunt deja o obișnuință, câțiva tineri din Brașov s-au gândit să încerce altceva. Tot la munte, tot cu picnic, dar la ceaun în loc de grătare. Felin, adu-te tăi! N-ai mâncat așa, Tucană? Mai ales în aer liber la poalele munților. Pregătirile au început însă încă de dimineață, cu tăierea legumelor și cu ceaunul încins. Bărbații au fost cei cu inițiativa și cu munca. Fetele, în schimb, au fost răsfățate, au stat pe margine și au dat verdictul. Prima oară să puneți lănire. După aia ceapa, un pic de ardei roșu dacă avem, dacă nu, nu. Punem costița. O lăsăm un pic la călit, cartoful, apa. Iar pentru un gust desăvârșit, condimentele sunt nelipsite. Nu a lipsit nici salata de varză cu roșii, tot de bărbați făcută. La final, totul poate fi asezonat cu un vin rece și cu muzică bună, spun petrecăreții. Mai ales că o pauză de relaxare după o muncă migăloasă este mereu binevenită. Dacă n-ai un vin frumos, nu mai e nicio tocată. Nu merge fără.